Un accident rutier s-a petrecut pe drumul național 51 din județul Teleorman. Pompierii au intervenit în localitatea Izvoarele, unde o mașină a ieșit de pe carosabil și s-a răstogolit de două ori pe un câmp, iar apoi a revenit pe roți. La fața locului s-au deplasat un echipaj de pompieri din Zimnicea cu o mașină de descarcerare, un echipaj smurt și o ambulanță din Teleorman. Potrivit reprezentanților ISU, în urma accidentului, doi oameni, un bărbat și o femeie, au suferit multiple traumatisme și au fost transportați conștienți și cooperați la Spitalul Județean din Alexandria. Șoferul mașinii nu a necesitat îngrijiri medicale.